Bă, am rămas decepționat. Nu-l mai găsesc pe Stone pe Turul Cârșorou. Adică scriitorul. La catolici încă apare, acum la Ioana am văzut că apărea și la ortodox și anul trecut. Nu știu, dar n-am mai stat să mă uit. L-a băgat în altă zi. Nu vreau să mă deși că am zis apărea. Bă, asta n-am. Și acum are la Sfinți asta, mamă, tu știi câți are, Sila, Silvan, Mila, nu știu ce oameni, are mult, n-am putut să citesc pe tot, l-am putut zise, mai bine m-am putut să citesc Biblia. Am zis, mamă, ai la Sfinți, acum ai o gașcă mare de Sfinți. Anul trecut era doar Sfântul Petru, Crisolov. La catolici știa că am căutat și dar la Biserica Catolică. Bă, dă-le bani la Biserica Ortodoxă, că n-are calendarul cum trebuie. Te chinui să-ți bag pula, să derulezi pagina aia. E făcută mort, HTML de la mort. Nu putea și să faci cum a făcut. Luați-vă și voi, bă, catolici, că nu au licență politică sau ce tot au tot. E pe lună la aia, imediat îți găsești Sfinții. Am dat direct la iunie, pac, Sfântul Petru, dar fii atent că acolo scrie SS Sfântul Petru, deci Sfânt, original, și Pavel. Deci eu trebuie să mă prietenesc cu un Pavel. Și zic, bă, sau Paul, e o variantă de Pavel. Mamă, dar are la Sfinții acum Ioana, îi cade și la anul ăla. Cred că în 2016, când ea în bisect, cred că atunci o să-i cadă iar Sfântul Petru. Deci ne întâlnim peste 2 ani. E bine că suntem dat. Dacă vine fata, mă ia vraja, se uită așa la mine. Ce dor mi-a fost de tine. E mai de-a fărășinat. Eu nu știu cum mi-a fost de tine. Păi, eu da, mă, cu Sfânt, pe cuvânt. Aia, nu, mă, nu te cred. Păi, de ce nu mă cred? Dacă eu cred doar în Dumnezeu. Și mi-a atacat religia mea. Te-a rugat să nu mai atac și nu mai am atacat o fără. Nu te lua de religia mea, o te dor. Bine, mai e mai rău. Dar mă enervează că nu cade și la tine Sfântul Petru Crisolov. La mine ar trebui să fie... Și de la ce vine? De la scris? La tot textul? La toate. Deci era un Sfânt Petru când te-ai născut tu. Pe tine, de fapt, știi cum trebuia să te cheme. Dar ți-a pus numele Ioana, așa, nu-ți place de taică, ci de mai tău. Ea și el mă să-i spună la fata, Ioana. Înseamnă că l-ai iubit pe unul care îl chema Ioana. Și a zis să-i punem Ioana. A zis, pe tine trebuia să te teme, dacă erai catolic, că te chema Petruța. Sau de să mă nada cum să-i pună, sau chiar și ea, tot cum vreau să-i pune numele. Sila. Să nu cam urât. Sila. Mie mi-a pus pe... Și după aia zic, bă, hai să-i mai pună numele meu. Bă, dar surma e născută, era să fie născută de ziua copilului. Eu am cunoscut-o pe numele meu. Ăla nu e păsit. 1 iunie e ziua copilului. Dar nu este. E copil. Și râdea ăia de ea. Dar era nici tocat. Sora mea a născut-o după 12 noapte. Deci a scăpat de ziua copilului. De-a
Dar nu e niciun sfânt. La aia, a, nu m-am uitat. O să mă uit, trebuie să fie, că are fără număr. În fiecare, dar fii atentă, Ioana, că sunt superior ție. Tu n-ai ideea de poruncă. La mine este zi de poruncă. Cum am uitat și eu? Că acum am uitat în calendar. Zic, e de poruncă. Wow, ce măsor. Am zis, e de poruncă. Trebuie să le-a fost calendar. Bă, vreau și eu să fie de poruncă. La mine care și luni, o păcată la anul luni. Acum a căzut duminică, îți dai seama, era de două ori poruncă. Că și duminica e sfântă la ortodox. Și mama sunt ortodox. Toată. Era dublă poruncă. La anul poate am doar o singură poruncă. Că e luni. Toată lumea o să fie tristă, poate mă sărbătorește atunci. Râdă-o toți oamenii. Că vine și ei pula mea după duminică, se duce la serviciuri, la joburi și înjură în gândul lor, ăia sincer, face băgane, ziua cea mai corectă lume, ție, ziua de luni. Deci acum duminică încă mai poți să o dai pe 20 de dimineața, ca să revii până aia. Ziua de vineri cea mai tare. Mama, ești dacă ce stă în petic. Băi, bă. Și sâmbătă. Dar duminica, cât de cât merge și duminica, dar doar o perică, mică dimineața și gata. Că trebuie să fii fresh și luni. Că sigur ai un șef care șeful. De obicei, bărbații români sunt conduși de femei. Și ăla vine în aeroportul. Că, până la urmă, gagica îl conduce pe ăla. Mamă, și așa la pula muncitorii, de ce l-a trebuit să încărească mai doar? Bă, asta sigur, ar putea să vină nervos. Și vine ăla. Mă răspund cu ei, ca să arăt și eu că sunt. Ia până la urmă. Păi, face din gură muncitorii de gândul lor. Face iar la urmă pulă nevastă. Face aurul. Zice, da, și pune din gură. Da, facem norma. Cea mai normă. Normal că o facem. Norma. Șeful să trăiți, când te duci, mamă, când ești eu la șef, dacă vrei pula mea, când îți duci cadouri, orice fel de cadouri te interesează, pula mea, de ce te duci la cadouri. Afli și tu, bă, o drăși de ceva să-i dau, până îi dau un pachet de tine la șef. Un pachet de cafea și plăci, ce droguri îi place la băiat. Și trebuie să te duci cu ceva la băiat. N-ai ce să faci. Te duci la șef. Și zici cu pacea și picioarele. Dar nu, nu îl zici așa că te ia și la pus și mai tare. Și nici nu mai intri la prime. Intri la ultime. Uită de tine. După aia concediile iubesc beleșcula. După aia toate sărbătorile și alea laice și alea religioase le faci la servici. Face și spun așa, el te pontează de beleșcula. Nevastă ta stă acasă și stai și tu așa tremurici, bă, cu ce să distrai? Și dacă nu se distrează, dacă e cuminte, vorbește cu masa la telefon.
Aură, ce mă așteaptă mâine? Grozărie, măi să fie. Omul mor și pralie, deci iubirea vieții mele, ce dorește ție, pipățică? Aia dorește să îmi trece la fată că m-a supărat pe tine. De ce puțea băutură? Zici tu, bă, pula mea, n-am mai băut câteva zile. Cum dracu puța băutură și acum? Să nu mai vii beat la fată! Păi, zici tu, băie, fată, scuză-mă că sunt bărbat, nu mai sunt băiat. Puți, nici nu te-ai îmbăiat! Zice, aolo, poetesa pampersa, a inimii mele, wind of canci. Aia, aolo, te înfici la fată, imediat de telefonul ăla ăsta. Mi-a zis wind of canci, ce să-i fac la băiat? Ăsta știi tu, secretul din meserie de găcică. Nu-i mai dai, știi tu ce? Aia ce? Dă-i mâncare, dar recul că trebuie să-l ții în viață să-l muncească. Dar nu-i mai dai plăcerile carnalii. Cum? Nu-i mai dai la băiat? Păi și... Fii și pe fata deșteaptă. Orientează-te în spațiu. Timp, temporal, așa. Și mă duc la fata. A, iubire, ne culcăm aia. Vă doare capul. Fug eu la farmacie. Mă duc la farmacie să mă fac de făcat. Păi uitați-mi ceva de dureri pe cap. Aia ce? Este mai fabrică portal? Aia nu e o piață și de pe mine. A, mă, ce mă văd. Să-i dăm norofen, aspirină, paracetamol. Face bătul când banii la tine. Am bănii la tine, dragi. Câte strepii? Nu știu, vreo trei pastile. Face o... După aia îi dai poate să mă duci de durere. După aia nu, mă doare burtica. Fugi la farmacie, dați-mi ceva de burtică. Aia nu știe ce să facă, își face, da, facă și libre. Când vii tu, acum gata, te enervezi, îi dai tot jos. Când vezi aripioarele? Zici ce? Aia, mă dă-i bă, aia. Păi ce face? Păi văd că ai burtica cam rotundă, deci naști fată. Dacă era lăsată, năsteai băiat, cum dracu tu ai ciclu pe gravidărie. Nu-ți dau păsărică. O să aduci și altă păsărică din păsărica ta. Se vede că e rotundă, că așa făcea ecografie, pe forma de burtă. Dar se mai înșela, știi? Că totodată ieșea... Așa era el, ăsta. Îi băga ecografie la față, dar se uita. A, naștă. Tasă, aolo, câte fete îi fac ca să fac și un băiat. Mai prestează.